Primarul comunei Anioasa, Ilie Petrui, spune că bugetul local nu dispune de banii pentru a dărâma școala și a o reface din temelie. Suntem în fața școlii Costești din comuna Aninoasa, o școală foarte, foarte afectată și de vechimea pe care o are. Care este situația, dacă ne puteți spune? După cum puteți observa și dumneavoastră, școala are probleme la structura de rezistență, mai precis, ea este construită din lemn. Aceste bârne de lemn care s-au putrezit, timpul își spune cuvântul, și singura soluție pentru această școală este să fie demolată și construită alta nouă, așa cum am spus și alte dăți și în emisiunea dumneavoastră și cum am făcut și demersuri către Ministerul Educației pentru a mă susține, fiindcă Primăria Aninoasa, după câte știți și dumneavoastră, este dependentă de sumele care sunt alocate de la bugetul de stat. Chiar dacă școala stă să pice, în urmă cu 5 ani s-au făcut reabilitări. Grupul social este ultramodern, într-o clădire nou construită, iar lemnele din magazie sunt ținute mai bine decât copiii din școală. S-au făcut ceva investiții cu ani în urmă, aceste investiții au vizat cu totul și cu totul altceva, punerea unor ferestre de termopan, construirea unor anexe pe aici, nici de cum reconstruirea acestei școli, care până la urma urmei este destul de importantă pentru comunitatea de aici, din satul Costești. Cea mai mare curiozitate este că se știa de vechimea și stadiul în care se află școala, dar s-au montat geamuri termopan și mai ciudat este că acestea au fost montate în tocuri de lemn. Din păcate, programele care au fost dinainte de a veni eu ca primar în 2000 până în anul 2008 au vizat obiective care, spun eu, nu ar fi fost prioritare pentru această școală, ci dimpotrivă ar fi trebuit reconstruită această școală, după care construite aceste anexe pe lângă școli, respectiv toaleta, care e destul de modernă și ne bucură lucrul ăsta, dar mai întâi trebuie să avem grijă de copii. Primarul Ilie Petrui se teme ca nu cumva școala să se prăbușească. Există, poate, Doamne ferește, la un cutremur cu magnitudine, eu știu, mai mică sau mai mare, nu mă pot pronunța, ca această școală să prăbușească, ceea ce nu ne dorim, dar, din păcate, acesta este adevărul și trebuie să spunem lucrurilor pe nume.